Apel în dispecerătul medical 112 pentru o persoană devenită inconștientă într-un loc public, o parcare, în condițiile unei altercații cu a doua persoană. A ajuns acolo echipajul terapiei intensivă SMURD. A găsit bărbatul de 65 de ani în stare de inconștiență, în stop cardiorespirator. A efectuat manevre de resuscitare, dar din păcate fără răspuns. A fost declarat decesul, poliția se afla la fața locului, reținând persoana a doua care a fost implicată în altercație. Urmează ca poliția și medicina legală stabilească cauzele acestui tragic accident.